George Simeon la Cernăuț s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. De la Ivan cel Groaznic până în prezent, Rusia s-a extins în fiecare zi cu 88 de kilometri pătrați, știi? Dacă au mers în Rusia și le-au umplut valizele cu bani și au tras beții și au fost la saună și cu gagii și cu chestii, au zis că noi suntem prieteni pe vecii cu rușii. Dar nu este așa. Putin a înțeles chestia asta. Ce înseamnă propaganda? Război hibrid, propaganda. Este lupta pentru mințele oamenilor. Eu am auzit foarte des chestia asta. România are, preferă să nu afișeze, să nu facă publice ce ajută Ucraina, așa anumite chestii. Astea sunt niște denotă slăbiciune, niște prostii. Înainte de război au cerut ca România să iasă din NATO. De ce au cerut chestia asta? Fiindcă ei aveau planuri de ocupare a cel puțin la o jumătate de Europa. Chiar și cei din care se cred în elite sunt unii care sprijină Rusia. Au mare dragoste față de cultura rusă, nici rușii nu jubesc cultura și ei nu vin înarmați cu cultura rusă. Da, ei nu fac în numele culturii. Și ce fel de cultură asta dacă n-a putut să schimbe un popor? Propaganda rusească, ea trebuie interzisă.